6 luni de detenție sau 240 de ore de muncă neremunerată riscă un bărbat din raionul Strășeni, care și-a răpit fiica în vârstă de 3 ani, din familia în grija căreia a fost lăsată de mama sa. Incidentul a avut loc în raionul Șoldănești. Părinții copiilor sunt divorțați. După divorț, instanța de judecată a hotărât să lase minora în grija mamei. La scurt timp, femeia a plecat peste hotare, lăsându-și fata sub tutela unui unchi de-al său. Tutorele a confirmat faptul că tatăl copilei venea des să-și vadă copilul. Nici ultima vizită nu povestea nimic rău. La un moment dat, însă, oaspeții s-au urcat în mașină și au plecat. Doar atunci, gazda a observat că micuța lipsește, fapt despre care au informat poliția. Da, știu că avea o fetiță, dar nu mai văd din timp oricare. De la cine? A cui fetiță? Nu știu, de unde și a cui, nu știu. Dar am văzut că avea o fetiță, dar de unde? Vreo luni zile în urmă. Bine, și așa nu am mai văzut, dar nu știu unde a plecat. Eu nu știu cu cui e fata, dar o îngrijă ghine, avea motocicl, hăinuți, fel de fel, ieșea cu dânsa la apă, vine înapoi. Da? Dar și s-a întâmplat, nu știu, văd că nu mai văd nică, nu știu nică. Procurorii susțin că în cadrul acțiunilor operative desfășurate de către colaboratorii de poliție din Șoldănești, pe cazul dispariției minorii au fost admise mai multe lacune. În cadrul examinării cazului dat, procuratorul a stabilit mai multe lacune în activitatea colaboratorilor inspectorului de poliție Șoldănești, care au admis încălcări la examinarea cazului dat. Pe faptul dat a fost sesizat comisariatul de poliție Șoldănești pentru a fi sancționat disciplinar persoanele care au admis asemenea încălcări. În urma incidentului, mama, care era la munci în Italia, a revenit acasă. Acum ea locuiește împreună cu fiica sa în raionul Strășeni.